Salutare tuturor și bine ați venit! În clipul de astăzi o să vorbim despre setul Undercover GX de la Wolfcraft. Ce este de fapt acest set? Haideți să vă explic. Este un dispozitiv cu care puteți da găuri la unghi, puteți crea o grămadă de îmbinări și în același timp sunt îmbinări ascunse, adică șuruburile nu se văd. Haideți să deschidem, să vedem ce avem în cutie și după îi facem și câteva teste și vă arăt și cum funcționează. După cum vedeți, aceasta este piesa de bază. Haideți să vă explic cum se folosește și ce are atât de special. În primul rând, pe partea din dreapta are un centimetru cu o măsurătoare de la 0 până la 105 mm, cu care puteți măsura grosimea lemnului. Se întoarce pur și simplu partea asta de aici și luăm o bucată de lemn și putem măsura grosimea, da? Sau așa, ca să vedeți și voi. Aici se vede grosimea lemnului, în cazul nostru 18 mm. După ce ați făcut pasul ăsta, puteți să lăsați chestia asta lăsată în partea de jos să agațe. Avem pe partea din stânga câteva notițe, reglaje prestabilite, mai bine zis, 12 mm, 19, 27 și 38 mm. În funcție de grosimea lemnului, noi am avut 18, automat îl punem, are aici un buton, apăsăm butonul și îl ducem pe 19. Și aici el se blochează, are pe spate sistemul ăsta, puncte de blocare. După ce l-am fixat aici, trebuie să reglăm burghiul. Burghiul arată așa. Deci, are 9 mm grosime, plus în vârf, un centimetru și ceva, are 4 mm, cu care face pregăurirea pentru șurub. Se introduce burghiul pe partea din dreapta, pe gaura din dreapta, cum țineți dispozitivul cu capul în jos, și aici are la fel notițe, după cum bine vedeți, dimensiuni 12, 19, 27 și 38, îl ducem la linia stabilită de noi, se ia foarte ușor locatorul sau șaiba, introduceți șaiba pe burchiu, îl țineți cu un deget și cu imbusul care este în set, strângeți pe burchiu. Și este deja setat și putem da găuri. Cu acest dispozitiv se poate face îmbinare de genul ăsta, adică unul în continuare a celuilalt. Se pot face îmbinări pe perpendiculară, adică îl puteți pune unul perpendicular pe celălalt. Dacă lemnul ar fi tăiat la 45, s-ar putea face îmbinare și la 45 și multe alte îmbinări. De exemplu, și dacă aveți deja două lemne prinse sub forma asta, puteți să folosiți dispozitivul și să-i mai dați câteva șuruburi ascunse dacă aveți, spre exemplu, un sertar de dulap sau chiar și un dulap. În prima fază vreau să prind aceste două bucăți, una de cealaltă, sub forma asta, da? Este foarte simplu. Poziționăm dispozitivul, am arătat mai devreme cum se setează. Pe partea asta se prinde clema. Deci, aici prindem clema. După ce ați prins clema, puteți începe să găuriți. Se poate folosi o gaură sau le puteți găuri pe ambele. Eu o să găuresc doar una. O gaură foarte rapidă. Desfacem clema frumos. Curățăm rumegușul. Și a ieșit așa ceva. Deci gaură cu șurub ascuns. O să-i mai fac încă una pe partea
din mijloc și încă una pe capăt și o să vă arăt și cum se prinde. După ce am făcut găurirea, curățăm un pic găurile. Eu cum am găurit acum OSB, ăsta cam are așchi și nu rămâne foarte curată gaura. Și pur și simplu le punem una lângă cealaltă. Ne folosim de clemă să le strângem pe ambele. Șurubările sunt de mai multe dimensiuni și reprezintă și cele patru preseturi. 12, 19, 27 și 38. Și astea vin în felul următor. Pentru 12 șuruburi de 25, pentru 19 șuruburi de 30, pentru 27 șuruburi de 40 și pentru 38 șuruburi de 60. Le aveți deja în set câte 10 bucăți din fiecare. Se ia șurubul de 30, l-am pus aici și am strâns. La fel facem și cu următoarele. Deci din două bucăți am făcut una singură, dacă le mai puneam și aracet, era perfect. În găurile rămase se bagă un dop. După ce l-ați băgat aici foarte bine cu aracet, o să vă rămână un pic de exces pentru că este făcut să funcționeze și pentru găurile mai mari și îl tăieți șlefuit și este complet ascuns. Și deja din două bucăți ați format o singură bucată care este și dreaptă. Deci este o îmbinare corectă. Puteți vedea și voi, este o combinare corectă. Tot sub acest mod, deja cu găurile gata date, le desfacem. S-au desfăcut foarte ușor și putem face o combinare de genul ăsta. Se poate face un binare de genul ăsta fără probleme. La fel, luați o menghină, o fixați și cu același tip de șurub de 30 se poate prinde foarte bine și așa. După ce l-ați prins așa și l-ați desfăcut, aveți deja o îmbinare foarte frumoasă cu șuruburi ascunse. Dacă aveți nevoie să se vadă și partea asta, atunci aici nu o să fie găurit și nu o să se vadă șuruburi. Și aveți o îmbinare aici, unde, bineînțeles, se poate astupa și este perfect. Un alt tip de găurire foarte bun cu acest dispozitiv este găurirea aici. Aveți deja un colț format și partea de jos s-a desprins de prima. Probabil a fost prinsă cu dibluri de lemn, spre exemplu. Întoarceți pur și simplu limitatorul din față ca partea de jos, talpa, să rămână complet dreaptă și îl fixați unde aveți nevoie. Dacă vreți aici, de exemplu, mai vreau o gaură chiar pe colț. Vreau o gaură chiar aici, lângă colț. Desfaceți menghina, le strângeți frumos una de cealaltă . Luați burghiul și foarte simplu de găurit. Și am mai obținut încă o gaură, da?
pe care la fel o curățăm, luăm șurubul și putem strânge foarte frumos. Și avem un șurub ascuns. Combinare perfectă. Dacă îi puneți și aracet, de aici imaginația poate să se ducă foarte departe. Burghiu și bit de 15 cm lungime o să găsiți pe un site din România, un magazin online. O să vă las eu în descriere un link de site, se numește ferroshop.ro. Acolo găsiți accesorii de la Wolfcraft și de la mai multe branduri. Dispozitivul găsiți și la Leroy Merlin la 150 de lei. Dacă stați pe canal, de luna viitoare încep concursurile și o să-l puteți primi posibil să fie și la giveaway, nu zic nimic mai mult. Eu zic că este foarte bun dacă vreți să meșteriți pe lângă casă și aveți de făcut câteva îmbinări. Este un produs de bună calitate, făcut în Germania. Aștept părerile voastre despre el, spuneți-mi dacă vă place, dacă nu vă place, dacă l-ați folosit, dacă nu l-ați folosit. Deci așa arată dispozitivul. Avem și câteva specificații. Model 4642, după cum se vede, făcut în Germania. Foarte bună calitatea și lucrează foarte, foarte bine. De preferabil să aveți o menghină mai micuță decât ce am avut eu. Astea sunt menghine de 300, dar sunt bune și cele mai mici. Ca să nu vă chinuiți cu el, pentru că dispozitivul este destul de micuț. Are 11 cm pe 6. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați la acest canal. Până data viitoare, vă salut!